Bună, Silvia! Și acum să vă spun ceva drăguț. Am văzut pe TikTok, parcă, băieții din Casa Mireasa, unii dintre ei, vorbeau Vlad și parcă și Alexuțu. Vorbeau despre mine. Mai întâi au început cu Eleonora că a fost susținătoarea lui Perdeș în sezonul 5 și după aceea unul dintre ei și-a amintit și de mine. Zice, eu știu decât o mamă. Și unul zice, doamna mea, am să vă las mai jos clipul ca să-l vedeți. Mi-a plăcut extraordinar. Nu știu dacă o să vadă băieții, dar țin să le mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Chiar mi-a plăcut ce am văzut. Eu mai urmăream, da, sezonul E cum trecut îți sau stă acum, părul? da, acum două Cum ai sezoane și a fost. tatuajul? Așa? Și a fost, a fost. Dar cui era mama? Nu, era A cui era mama? dar nu știu dacă e mama, a fost susținătoarea lui Perneș, dacă nu mă înșel. Nu? Bă, știi, când a spus că a mai fost în emisiune, eu știu doar o singură doamnă pe care, sincer, știi cum am uitat de ea? Pe TikTok. Da. Mia? Da. Și am zis că dacă vine ea, clar mă duc la ea. Și Bă, ce dacă ai? vă rog frumos, pe mine mă luați obligatoriu. Da? Pe ce e prea... Cred că e cam mama ta, dacă tu Da. ziceai că... Bun, fix la fel, Ceva unul la nu unul. cumva. Deci doamna Mia a fost... Talent. Cred că a fost... Blondată. Blondată. Da, cred că a fost cea mai votată. Deci, în afară de concurenți, că nici concurenții nu au fost votați ca ea. 100%, suntem convins. A fost cea mai forță. Și face reclamă pe TikTok. Da! Are și cont de YouTube. Are și cont. De YouTube, despre ce Stai vorbim? parcat, Da, băiețaș! hei! Dar în Grecia Auzi? parcă stătea. Ok. Deci a fost mult prea cool, femeia. Ok. Nu, dar era foarte deschis, așa era. Da, le trântea câteodată. Mamă, ce se lua de fete. Mă uitam la ea și spuneam, mamă, așa ar fi bunim. Să știți că eu la Casa Mireasa cât am fost, în primele 4 luni până când ne-a prelungit, am vrut să fac un fel de show, așa se și numește, show. Reality, pentru că suntem reali, nu suntem păpuși. Nu ziceam așa, așa ziceam. Am vrut să le mai ridic moralul, în special fetelor, că ați văzut-o pe Ștefania, fata mea de ciocolată, când plângea prin baie pe sub chiuvetă, mi-a părut rău de ei. Așa, cu glumele și cu buna mea dispoziție, le-am ridicat puțin moralul. Pentru că era greu pentru ei, era foarte greu pentru unii dintre ei, nu pentru toți, pentru unii. La alții chiar le plăcea. De exemplu, mama Mirela, mama. Mama nu era mama nimănui, cel puțin nu din casă, are copiii ei, într-adevăr. Ei plăcea acolo, că au avut ocazia să plece, n-a vrut, au vrut să rămână. Când a plecat Ionuț, vă amintiți? Vă amintiți. Așa că m-am bucurat când am văzut, cum zicea Vlăduț, că dacă intru din nou în Casa Mireasa să-l iau pe el. Să știți că mi-e foarte simpatic Vlăduț, chiar mi-e simpatic și Bogdan mi-era, și Roberto, cam aproape toți. Mihai mai puțin, pentru că nu știu ce face cu Hatice asta, că am văzut erau foarte apropiați să fie devin alcoolul. Cred că alcoolul îi devin.
Da, a spus clar, nu ți-a adus gaci pe reale. Sper să vrea doar gaci pe reale. Și eu mai sper să intre și niște fete. Fete care știu ce vor, nu gen Hatice care a venit doar să facă cunoscută. Așa că trecerea mea prin emisiunea Mireasa a lăsat ecouri. Să știți că încă am găsit pe TikTok diferite filmulețe cu mine. Am râs și eu de n-am mai putut. Uitasem de unele. Uitasem. Îmi plăcea când strigam la fete să facă curat. Chiar am avut o problemă cu ele, să știți. Am avut mai ales cu camera 2. Deloc. Erau câteva foarte leneși. Am fost întrebată dacă o protejam pe Claudia. Da, am protejat-o pe Claudia. Da, chiar am protejat-o pentru că îmi plăcea foarte mult de ea. Și am protejat-o și pe fata mea de ciocolată, Ștefania. Mi-a plăcut foarte tare și Bianca, a venit mai târziu. Și mi-a plăcut și Andreea sau Dani, eu îi ziceam Dani, care are bebeluș să-i trăiască, o fată extraordinar de frumoasă. Extraordinar, fără machiaj, fără nimic. Cea mai frumoasă fată. Toate erau frumoase, toate, aproape toate. Mă refer la toate fetele care au trecut prin casa Mireasa. Am plăcut-o la început și pe Lorena, am plăcut-o la început, nu doar că era vegană. Aș fi vrut să fie cu băiatul, dar n-a vrut băiatul. Ce să fac? Eu am plăcut-o, el nu. Asta e. Și Raluca de la sezonul 6 a spus că a urmărit toate emisiunile Mireasa și când se numea altfel. Înseamnă că și am văzut. Raluca, în caz că vezi acest video, să știi că te-am urmărit și te urmărești acum la caprici. Cam asta a fost pentru azi. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like și să dați share. La revedere!